Salutare, prieteni! Astăzi vin să vă demonstrez că mâncarea sănătoasă e și delicioasă. Eu, Adriana Ochișanu, vă invit la o nouă ispravă culinară. Mă simt bine la bucătărie. Îmi place să descoper noi gusturi și arome delicioase. De aceea vin la Linela. Pentru rețeta de astăzi am nevoie de o lămâie și mărar. Îmi trebuie maioneză și aleg Moscovski Provençal. Am să iau și ouă și fileu de somon. Mulțumesc! Vă lua și orez basmati. Foi de dafin și cardamon de la Fux. Am nevoie de aluat foietaș de la Paninela. Și unt. Să vedem ce o să iasă din toate astea. Cumpăr calitate autohtonă de la Linela. Prieteni, sunt nerăbdătoare să gătesc rețeta propusă de bucătarii de la Linela, dar nu înainte de a invita un oaspete drag, o doamnă distinsă a cântecului nostru popular, artistă emerită, artista poporului, cavaler a Ordinului Republicii. Are mama doi feciori, măi, doi feciori ca două flori, măi. O legendă vie, Valentina Cojocaru. Bine ați venit, stimată doamnă, în bucătăria mea și mă bucur că v-ați făcut timp să pregătim împreună o rețetă delicioasă care ne-a propus-o partenerul nostru, Linela. Doamnă Valentina, vedeți multe ingrediente și chiar sunt curioasă, ce o să gătim noi astăzi? Păi o să vedem acuși când desfacem, iată, aluatul, da. Așa, dar după așa după ce parimis, după cum văd peștele, nu niciodată nu văd de desminteală. Nu, eu văd peștele ăsta și îmi pare că o să fie ceva mâncare ceva rusească, dacă nu mă înșel. Da, astăzi vom găti o rețetă tradițională rusească care se numește culibeac. Deci avem ingrediente proaspete, avem aluat fără drojdii de la Paninela, ouă proaspete, unt, fileu de somon, orez basmati, avem de la Fux cardamon și frunze de dafin, mărar, lămâie, ulei și pentru sos, maioneză, Moscovski Provençal. Ne apucăm cu să gătim, să nu uităm să ne punem șorțurile. Așa că, doamna Valentina, haideți, am să vă ajut, atent, să nu stricăm coafiura. Dragi prieteni, doamna Valentina, până una alta, până o să ne apucăm noi să începem rețeta noastră să o gătim, ne vom ghida și vom intra pe site-ul linela.md să vedem toți pașii de prepararea acestei rețete. Mai întâi se pregătește umplutura. Vom fierbi ouăle, vom dezosa și orezul. Vom felia și va fierbi și orezul. Mai întâi ne vom să vedem cu aluatul ce vom face, îl vom întinde. Pe parcursul prepararei rețetei noastre ne vom mai uita pe site-ul linela.md să nu greșim cumva, da. Ca să ne iasă rețeta. Așa că, până în alta, eu zic să nu ne treacă timpul degeaba, hai să ne apucăm să punem ouăle la fert. Da. Trei ouă le punem la fert, pentru că unul o să trebuiască să ungem aluatul. Orezul îl punem la fert, este spălat bine și se pune la fert. Da, da. Așa, hai să-l punem. Am pus orezul la fiert. Acum trebuie să luăm peștele, să-l dezosăm, să scoatem pelița și să-l feliem. E un cuțit așa, să iau și eu, ca să te ajut. Da. Și îl condimentăm cu cardamon. Uite, frunze de dafin și lămâie. Uite, cardamonul de la Fux. Așa. Mă ajutați, doamna Valentina, pentru că eu am să tai lămâia. Și am să pun și am să o tai în două lămâia și am să o stropesc. Peștele, punem frunze de dafin. Da. Așa, o să le rupem, uite, chiar așa le rupem. Le rupem, da. Cred că una, două e suficient.
Deci aici am tava. Și o să-l coacem la cuptor. Cu lămâile stropim acum, ori când îl scoatem? Acum, uite, îl punem în tavă, peștele nostru și, uite, îl stropim, doamna Valentina. Da. Uite, așa facem și adăugăm și bucata asta, să nu rămână. Da. Păi da. Așa, uite, așa facem și îl condimentăm la fel cu cardamon. Îmi place foarte mult acest condiment, da, da. Un gust specific. Și mie tot îmi place. Mai ales peștelui, foarte bun iese. Așa, și îl punem mai așa, mai stropim cu un pic cu lămâie, uite așa. Cât de des faceți cumpărături? Cât de des mergeți la piață? Merg des și merg pe jos, pentru că locuiesc nu departe, în centru, și îmi place foarte mult să merg pe jos. Și la piață, și la Palatul Național, și la Filarmonică, mai puțin cu transportul public. Și faceți și sport? Fac și sport, asta. Numai decât. Pentru că la vârsta dumneavoastră onorabilă arătați extraordinar de bine, doamna Valentina, da. Uite. Eu am dat din cap și mi-am dat seama că extraordinar de bine. Da. Peștele mulțumesc. Nostru este gata pentru a fi dus la cuptor. Se coace 7 minute. Uite, îl punem aici la 180 de grade. Spuneți-mi, vă rog, ce mâncați la micul dejun? Eu, ca atare, mănânc mai puțin. Nu ca alții, 4 ori pe zi, exact. Când mi-e foame, nu exact la 12 sau la 3. Am băut cafeaua dimineață la 8, pe urmă când mi-e foame, pot să iau un posmag acolo sau eu știu. La prânz și cină, ce preferați să mâncați? Numai decât felul întâi. Dacă nu-i felul întâi, numai nu cartofi prăjiți. Știu că nu vă plac cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți. Că din mic copil cam de mult am mâncat cartofi prăjiți, prea mulți cartofi. Și la ultima masă, la mine, la ora 6. Mai după 6 nu mănânc. Dacă merg undeva în ospeție sau, eu știu, la o petrecere, eu știu, o zi de naștere, dar după 6 nu. Dragi prieteni, dacă o să-i urmați exemplul doamnei Valentina, o să arătați exact ca dumnea ei. După 6 nu se mănâncă. Da, numai după 7. Haideți să scoatem ouăle și să le punem la răcit, sub apă rece. Uite ouăle noastre și hai să le decojim și să le tăiem felii. Ce remedii naturiste dumneavoastră preferați ca să vă mențineți în continuare tot așa frumoasă și sănătoasă? Eu am un borcanel cu miez de nucă, miere de albenă, cu lămâie, prune uscate și dimineața eu lingur, dar chiar dimineața când mă trezesc, prima ce fac eu, un pahar de apă fiartă, jumătate de lămâie și cu o lingură de miere. Asta dimineața. Este obligatoriu dimineața. Este obligatoriu. Și seara înainte de somn, deci în borcan, într-un borcanel, câte o linguriță înainte de somn, de miere, de albină, cu nuci. Eu, de exemplu, beau două pahare de apă și o lingură de ulei de măsline pe stomacul gol. Mă simt foarte bine și îmi hidratează și tenul și este foarte bine și e benefic pentru organismul nostru să ne hidratăm cu apă. Ați fost dintotdeauna iubită în familia mea și sunteți în continuare, ați fost și veți fi mereu idolul meu. Doamna Valentina, vă iubesc enorm de mult, am crescut și de fapt am învățat a cânta muzica noastră populară, ascultându-vă în fiecare seară. La o întâlnire, mulțumesc, la o întâlnire era un moșneag, o întâlnire cu spectatorii, era un moșneag de 80 de ani și a zis că a crescut în cântile mele. El avea 80, eu aveam 40 și el a vrut să-i facă un compliment și a zis că eu am crescut în cântile dumneavoastră. Povestiți-mi ceva din copilăria dumneavoastră. Copilăria mea n-a fost atât de ușoară și așa de dulce, dar totuși mi-amintesc cu drag de ea. Nu știu ce se întâmpla pe atunci, că noi aveam foarte multe gâște în ogradă, foarte mulți boboci. Mama mă trimitea cu mine cu boboci la păscut. Dar boboceii ăștia mici aveau și mamă și tată. Da. Erau gânsac tata cu un gât lung ca de șarpe. Și totdeauna mă mușca de picior. Și odată așa de tare m-am spăriet, m-am mușcat atât de tare că l-am prins de gât.
Și n-am putut să-i dau drumul. L-am ținut și el tot șuierat, tot șuierat. Și când m-a uitat, o căzut la pământ, a murit. Și eu zic la mama, mamă, a murit găsacul. Dar oare de ce? Zic, nu știu, cred că a înghițit ceva. Zic că lasă că mă șurub de-l tăiem. L-am tăiat, mama lucra infermieră la spital. Și cunoștea o leacă chirurgia și căuta chiatra care s-a neacat și n-am mai găsit-o. Nu știu că eu eram acel care am omorât. Ia că am și eu un păcat pe suflet că am omorât găsacul. Câte cântece aveți în repertorul dumneavoastră? Eu nu mai țin minte, dar dacă am luat împreună cu duetele care le-am registrat cu Nicolae Glip, cu Ion Bas, regretatul Ion Bas, cred că aproape de 200. Eu știu, doamna Valentina, că fiecare artist ține, de fapt, la repertoriu și fiecare cântec este ca și un copil. Eu cred că aveți în repertoriul dumneavoastră un cântec, poate două, care sunt cele mai preferate și iubite de dumneavoastră. Ele toate sunt iubite, pentru că cântecele sunt ca niște copii. Dar, bineînțeles că cel mai drag îmi este... Văzut Mirețea mea? Haideți cântați, doamna Valentina. Nu. Cântăm împreună. Nu, am unul mai nou. Altul mai nou. Hai să-l cântăm pe ăsta mai nou. Haideți. Hai la mulți ani, hai la mulți ani. Poate trecem de suta de ani. Cu bucurie la mulți ani. Să avem noroc în viață și mulți bani. Bravo! Mulți bani și țin dușmani. Mai mult îmi plac romanțele acum, nu știu din ce cauză, dar a venit o perioadă a vieții mele când îmi plac romanțele și chiar să le interpretez. Orezul a fiert, l-am stors și l-am pus puțin să se răcească și ne apucăm să întindem aluatul. Da. Haideți să-l punem aici, da, pe blatul nostru. Și îmi place că este fără drojdie și nu îngrașă și de la paninela. Da. Așa. Eu cred că dumneavoastră aveți mai multă experiență. E că de asta eu n-am citori, el zice, na, poftim. Că am eu citori altfel, da? Eu cum să-l unic. Ce carne preferați să mâncați? Prefer mai mult carnea de iepure. Dar precis, nu de miel, pentru că cineva mi-a zis că vă place foarte mult carnea de miel. A fost așa un caz, când eram în orchestra folclor, am plecat cu spectacolul la sudul Moldovei în Vulcănești. Și am mers cu noi poeții Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc, Gheorghe Urschi, să-i dea Domnul sănătate, Nicolae Glib. Noi atunci cântam duet cu Nicolae Glip și eram solicitați. Și președintele colhozului gigant din Vulcănești, Ilea Ignatievici Dologlu, mi solicita și era drag de duetul nostru. Ei, autobuzul că totdeauna întârzie, ba noi, ba foaia de parcurs, nu e scaletă, ba... Eu știu și eu telefonez. Ilea Ignatievici, mâine mnoșcă opazdaie. La care el zice, nicevo, o mie să mă dea, te-l păcă bă prietite. A știu vi želaite iz găgăuscăi cocune. Eu zic, am vrut să spun miel și am uitat. Și zic, такой, очень он такой вкусный, он очень кудрявый очень. Dar zice, cudreavă, și am vrut să spun că burmăreu. Și am zis, lozovăi. El zice, induc. Induc lozovăi. Induc. Eu zic, nu, у него четыре ноги. А что тогда? Он очень любит зеленая трава. А что это? Да я вам просто вспомнил, что зик, сын овца. Сын овца, Тарио. А, сын овца. Это есть, мы знаем. Adică eu iubesc, de atunci merge vorba că eu prefer carne de miel. Da. Uitați-vă ce frumos un pic, arată. Da. Deci aici vom pune primul strat, va fi orezul. Da. Așa. Nu orezul trebuie nostru. Sare, nu, da? Sare, l-am pus piper. La fiert. Nu trebuie nimic, nu pentru trebuie, că da? Am pus la fiert sare. Vreau să vă atenționez, nu-l puneți pe toată tava, îl puneți pe jumătate. Pentru că o să trebuiască să-l acoperim și trebuie să avem loc pentru a-l acoperi. Așa că îl punem doar pe jumătate. Și hai să văd dacă s-a făcut și s-a copt peștele. Așa. Eu cred că este gata. Cred că e gata. Da. Da, el este gata.
și îl tăiem cu bulețe. Haideți să-l dăm aluatul mai încolo și să ne apucăm de pește. Onoră bună ați fost? Da, eu am fost onoră foarte bună. Și v-a iubit soacră? Nu știu dacă e pe mine. Eu tot la fel. Dar vă împăcați. Păi ne împăcam de atât că eu m-am căsătorit la 18 ani. Și am avut posibilitatea, n-am vrut să zic norocul, dar posibilitatea să stau un an cu copilul. Când l-am adus pe lume la 19 ani, am stat cu socrii împreună, un an de zile. Și... Socrii erau medici? Da, socrii erau medici și de atunci am zis că niciodată copiii nu trebuie să locuiască cu părinții împreună sau socrii cu tinerii sau eu știu, deci totdeauna trebuie să locuiască aparte. Aparte, sigur. Da. Asta e lege. Anul trecut a jucat o nuntă frumoasă. Ați însurat pe cel mai mic fecior. Da. Și vreau să vă întreb, cum sunteți ca soacră? Sunt foarte bună. Cred eu. Ne vedem nu prea des, că mi-e bine mai răuț și mai drăguț. Da. Da. Dar îmi pare bine că sunt deoparte, deci locuiesc deoparte. Și nu-mi place când cineva se amestecă în familie. Cu atât mai mult mamele și îi mulțumesc, văd că e bine. În afară de muzica populară, ce muzică mai preferați să ascultați? Îmi place muzica ușoară, eu ca atare îmi plăcea mai mult muzica ușoară pe timpuri decât populară, dar așa mi-a fost soarta ca să... Doamna Valentina, tot mă întrebați când punem ouăle, uite acum le punem peste un strat foarte subțire. Aha. Așa, îl punem aici, peste somon. Și nu trebuie să pregătim ouul acela pentru să muncem? Uh-huh. Trebuie. Am să vă rog pe dumneavoastră să bateți oul. Uh-huh. Uite, acum punem ultimul strat de orez, să-l punem peste culibeacul nostru. Dragii mei, momentul cel mai important, trebuie să acoperim umplutura noastră cu stratul ăsta de aluat. Dar nu înainte de a-l acoperi, trebuie să-l tăiem. Uite, facem aici o incizie și îl tăiem. Așa. Așa. Și trebuie să-l lipim. Foarte, foarte bine. Ascundem toate marginile sub. De sub. Până lungem cu ou, trebuie să-l ornăm. Da, să-l gătim, da. Să fie frumos. Da. Luăm roletul și tăiem niște fâșii. Eu zic cam dimensiunea asta. Da. Așa, perfect. Așa. Și facem așa. Așa. Aha, pe urmă ce le pui încuci, da. Și așa. Mâncarea nu trebuie să fie doar delicioasă, trebuie să fie și foarte, foarte frumoasă. Da, dar mâncarea trebuie de pregătit cu suflet. Dacă exact. Pregătești cu suflet, se primește gustoasă. Exact, doamna Valentina. Și dacă și mai cântăm, e și mai gustos. Am mai trecut un an din viața mea, este romanță cu primăveri și toamne aurii. Dar mai departe nu știu cuvintele, dar cânta romanța asta. Hai, dar să lungem cu ou. Lungeți dumneavoastră. Benoni Snuliescu, interpretul din România, a venit în ospăție la mine odată și mi-a cântat această romanță. Și de atâta îmi plac romanțele. Ca să respire umplutura noastră, trebuie să o găurim. Haideți să facem niște incizii. Mie îmi place foarte mult procedura asta. Eu sunt foarte mândră de ceea ce e și doamna Valentina și haideți să-l punem la cuptor. Doamne ajută! Te ajut! Te ajut. Pentru 25 de minute la 180 de grade. Mulțumesc, dragoste ție! Până în alta, noi o să facem sosul. Punem maioneza Moscovski Provençal în bolul nostru, cam la jumătate de bol. Uite, e suficient. Suficient. E suficient. Și adăugăm mărarul tocat. Dar până adaug eu mărarul tocat, vreau să vă întreb. Ce virtuți apreciați la moldovenii noștri? Sau calități? Cumințenia, cumsecădenia. Moldovenii noștri sunt foarte cuminți, iertători. Nu țin mâniei. E ca, de exemplu, eu.
pot să mă cert cu cineva și peste o clipă îmi trece toată mânia și tot bine. Pune mărarul în sosul nostru și tradițional, oaspeții mei, întotdeauna când vin aici la isprava noastră culinară, îmi povestesc ce au mai pățit ei în viața lor. Vreau ispravă ceva. Eram la o nuntă la nordul Moldovei și eram într-un cort, era un frig și se apropie o femeie de mine, cântasem câteva cântece și zice, mata, ce lucrează? Eu zic, cânt. Dar eu văd că cânt, dar te întreb și linia e, și linia lucrează. Eu zic, pe linia asta, cântecul. Eu văd că ne-a ta cânt, dar eu vreau să te întreb ne-a ta, și linia e terminat. Ești învățătoare, medic. Eu zic, nu, am terminat pe linia asta. Vedeți cum oamenii... Am învățat la școala muzicală, nu și el spune că iau ce profesie ușoară aveți. Da, vedeți că oamenii totuși profesia de a cânta este, consideră o profesie ușoară de a cânta. Mărarul ăsta, da, așa o aromă. O aromă îmbietoare. Da, da. Hai să vedem ce se întâmplă în cuptorul nostru. Ia uite ce-i frumos. Vai, dar ce frumos. Ce frici, încet. Încet, încet. Iată aici. Prieteni, ne-am fript puțin să închid. Ia uitați-vă ce capodoper a ieșit și ce frumusețe! Sunt foarte curioasă, foarte curioasă! O, minunat! Minunat! Așa... Dă mai aproape! Uite așa, ce frumos! Ia uitați-vă, doamna Valentina! Hai stropește să stropim cu puțin sos, da? Așa... Îl stropim bine, bine! 1, 2, 3! Așa. Vă place? O să gătiți rețeta? Nu mai decât. Și acasă? Mie nu trebuie să știesc. Eu țin minte pe de rost. Așa. E foarte bun și pentru prima dată a ieșit chiar gustos. Da. Doamna Valentina, vă mulțumim foarte frumos, chiar ne-ați fost de ajutor și partenerul nostru, rețeaua de magazine Linela, vine cu un cadou și de la Fuchs și de la Mascovski Provençal și Paninela, aveți un cadou. Mulțumesc. Să vă folosiți cu drag și să vă aduc aminte de emisiunea noastră. Mulțumesc. Isprava noastră culinară. Mulțumesc foarte mult. Prieteni, gata cu isprava culinară de astăzi. Nu ezitați să experimentați în bucătărie. Pe curând!